Eu sunt cum zice doar el, îmi pare rău. 20, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, probă, 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 probă. Acum se mutează, băi.
Domnita, Andreea, vă ce spune? Eu vreau 30 de secunde. Și se zice că vreau 60 de secunde. Nu, nu, da, să nu. Serios? Un minut, hai, facem o soluție de confort. Un minut, eu trebuie? Două. Care cu secundă aici, care cu două minute? Bă... Hai, cum facem mâine la față? Uite, cum am văzut în cablul. Haideți, 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 facem galerie. Eu vreau să ajungem la... Da, nu mai nimic. Zero. Când o să vedem ziua zero, atunci. Va fi. Stai că se mai puțin. Mai urmă. Se mai vină o dată. Eu vin direct de la Sibiu. Am fost punctuală. Gata, colega? Gata, colega? Gata. După cum vedeți, pe AMR-ul nostru mai sunt 77 de zile până la plecarea guvernului Ponta. Sperăm ca la Ministerul Educației să fie vorba de mult mai puține zile până la plecarea ministrului Ecaterina Andronescu și înlocuirea ministrului Educației cu un ministru care înțelege nevoia reformei pe termen lung în sistem, nevoia de predictibilitate și de guvernare prin educație. În mai puțin de 5 luni, guvernul Ponta a demonstrat că se pricepe doar la distrugerea sistemică a tuturor lucrurilor bune. Guvernul USL și-a bătut joc de toate ideile și principiile conținute în legea educației și asta fie prin desființare, fie prin ignorare, fie prin sabotare. PDL depune la prima ședință a plenului Camerei Deputaților moțiunea simplă nu împiedicați pe copiii de 3 ani să meargă la grădiniță. Am făcut un inventar al tuturor problemelor din sistemul de educație și ultima greșeală pe care guvernul Ponta este pe cale să o producă este cea legată de transferarea din nou a grupei pregătitoare la grădiniță, ceea ce practic ar împiedica la anul copiii de 3 ani să meargă la grădiniță. PDL consideră că se impune demisia ministrului Ecaterina Andronescu, nu însă înainte de a-i retrage titlul de doctor lui Victor Ponta, obținut prin furt, și această demisie să vină ca un ultim gest de redare a onoarei învățământului românesc. Un inventar al măsurilor falimentare pentru sistemul de educație luate în ultimele 4 luni și jumătate arată în felul următor. Victor Ponta este practic incapabil să numească o persoană în calitate de ministru al educației care să vizeze reforma sistemului de educație. Victor Ponta a început cu nominalizarea Corinei Dumitrescu, o persoană cu probleme în CV și care nici măcar nu a ajuns să fie
desemnată oficial ministru al educației. A continuat cu ministrul plagiator dovedit Mang, cu cel mai scurt ministru, cu cel mai scurt mandat de ministru al educației. A treia nominalizare a fost Liviu Pop. El a fost ministru interimar al educației și a avut un unic mandat la Ministerul Educației, albirea lui Victor Ponta și scăparea acestuia de greul plagiat care i-a apăsat pe umeri. Lipsit de alte idei, Victor Ponta a ajuns din nou la ministrul Ecaterina Andronescu, care din nefericire a demonstrat că nu poate să urmărească predictibilitatea, continuitatea și guvernarea prin educație a sistemului de învățământ. Guvernul Ponta a distrus sistematic organizarea pentru clasa pregătitoare și această organizare a fost minuțios pregătită de guvernul PDL. La instalare, guvernul Ponta a găsit toate lucrurile pregătite pentru începerea sub bune auspicii a clasei pregătitoare. Ce a făcut guvernul Ponta? A demis conducerea Institutului pentru Științe ale Educației, ceea ce a produs o gravă